Pe la vizier s-a întâmplat următorul fenomen. Desemnarea candidatului, fără a pune împreună consilier local PNL cu candidatul, să facă un ansamblu care să funcționeze. Să nu uităm că nu mai mult de un an de zile în urmă au fost două tabere care au avut lupte grele acolo, iar sechelele au rămas. În opinia mea a fost că nu s-au pus de acord candidații, candidatul actual, împreună cu echipa nouă, cu consilierii vechi ai PNL-ului, care trebuiau și ei aduși la aceeași echipă. Și de aici cred că au fost fricțiuni. Deci s-a început cu stângul, cum o văd eu așa. Deci, practic, ceea ce spuneți dumneavoastră este că vechii consilieri, sau mă rog, consilierii comunali actuali sunt din tabăra lui Boboc? Nu era din tabăra lui Popa? Dar nu era tabăra lui Boboc sau tabăra lui Popa. Aici era vorba de consilierii PNL care au avut o luptă cu actualul candidat la primărie care a fost la PMP și la alegerile respective de acum un an de zile, care o parte din noua conducere sau cei care s-au ocupat de campania la vizirul, habar nu aveau ce s-a întâmplat acum un an de zile la vizirul. Acolo au fost lupte grele date pentru primăria comunii vizirul. Deci au fost niște resentimente, niște atacuri care nu au fost picate. Au fost și acestea, iar din câte cunosc eu, domnului Doagă s-a promis că va fi consilierul personal al primarului. Iar adică al primarului care va fi ales acum, care va fi ales, doamna Marinuc. Da, va fi consilierul personal. După care, la o oră distanță, o oră jumate, lumea s-a răzgândit și s-a propus consilier al cuiva, care, bineînțeles, l-a informat pe Doagă. Și cred că de aici s-a rupt firmă. Aici a fost o ruptură foarte clară, mai ales că Doagă Victor este un om care ține la cu orgoliu propriu și nu i-a convenit sub nicio formă aspectul acesta. Și de a luptat contra candidatului Marinuc. Efectiv, a luptat, din câte am auzit și eu, contra candidatului. Ba mai mult, a fost și în campanie alături de PSD. Deci nu a fost pășesc, a fost pe față. Tot respectul din punctul ăsta de vedere că a fost pe față. Dar pentru că una este să te lupți cu cineva care l-ai în față și una este să te lupți cu cineva care stă și unătește din spate. Dacă îmi spuneți că i s-a promis lui Doagă, cine i-a promis? Păi am înțeles că Popa Alexandru ar fi fost la Doagă personal și i-ar fi propus funcția de consilier personal al primarului. În cazul în care primarul Doamna Marinuc câștiga primăria. Nu era imposibil. Dacă se reușea să facă o echipă în jurul doamnei Marinuc, și împreună cu Doagă și împreună cu ceilalți, nu era imposibil de câștigat primăria vizirului.